Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat lista firmelor admise în buget, admise în afara bugetului și respinse la Startup Nation 2018-2019. Potrivit datelor comunicate de către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, atragere de investiții și promovarea exportului Timișoara, 38 de firme cu sediul în Deva au fost admise pentru a primi finanțarea nerambursabilă din totalul celor 204 firme admise în buget din județ, cumulând o sumă totală de 7,5 milioane lei și confirmând din nou că municipiul este principalul pol de dezvoltare al județului Hunedoara. Primăria Deva, prin Serviciul Investitori Relații Externe, a început deja contractarea și consilierea firmelor cu sediul în municipiu, care au fost admise pentru finanțare, în vederea oferirii suportului administrativ necesar pentru implementarea proiectelor și a îndeplinirii indicatorilor asumați. Următorul pas pentru cei 38 de antreprenori din municipiul Deva admiși la finanțare este acela de a fi contactați de reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în vederea încheierii acordului de finanțare. Obiectivul principal al programului Startup Nation îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii, a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, precum și creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.